14 proiecte de succes în utilizarea și promovarea energiei eco și a eficienței energetice, 5 companii ce dezvoltă pe piața din Moldova tehnologii eco-responsabile și-au luat trofeile la gala Moldova Eco-Energetică. Câștigătorii au fost selectați în urma unui proces complex de evaluare realizat de experți independenți din domeniul cele 11 categorii, inclusiv 12 subcategorii ale competiției, reprezintă toate formele de utilizare ale energiei regenerabile și eficienței energetice, dar și promovarea acestora. La secțiunea cel mai bun proiect în bioenergie, marele premiu a revenit primăriei Calfa din raionul Anenii Noi, care a prezentat proiectul de construcție centrale pe biomasă la grădinița din localitate. Am construit la grădinița de copii o centrală termică pe bază, care se încălzește pe bază de peleți, biomasă sub formă de peleți. Costul investiției s-a estimat la circa 775.000 lei și chiar am avut și o economie în procurare de materie primă pentru încălzire. Dacă anul trecut am avut unele deficiențe în selectarea operatorului economic ce producea peleți, anul ăsta am avut o competiție sănătoasă și am selectat compania din orașul Ocnița, care de fapt astăzi a fost și ea nominalizată pentru munca depusă în domeniul fabricării peleților. Anul trecut, în grădinița de copii din comuna Galfa, raionul noi, s-a implementat construirea centralei termice pe surse de biomasă. Din impactul acestui proiect, atât grădinița, copii, părinții, dar și angajații instituții preșcolare, am avut doar de câștigat. În primul rând, s-au îmbunătățit condițiile din interiorul grădiniții, s-a redus numărul îmbolnăvirilor printre copii și angajați, s-au mai creat două locuri de muncă pentru două persoane din localitate, ceea ce în condițiile noastre de astăzi este foarte benefic și foarte favorabil. Cel mai important din acest proiect este că în grădiniță s-au îmbunătățit condițiile. Copiii sunt bucuroși că se simt confortabili și atât pentru joacă, cât și pentru activitățile care se desfășoară zilnic în instituția noastră preșcolară. Și invenția tânărului Cătălin Bețivu din Chișcăre în sângere a atras privirile a sute de curioși. Deși abia a terminat clasa a 7-a, el a reușit cu un simplu butoi să-l scape pe tatăl său de cheltuieli în valoare de 150.000 de lei. Băiatul a hotărât să-și ajute tatăl, care avea nevoie de lumină pe malul Iazului pe care îl deține, într-o zonă în care nu există rețele electrice. Astfel, dintr-un butoi de 200 de litri, o roată de bicicletă și o curea de la mașină, a construit o turbină eoliană cu o putere de 12 volți. Am participat cu proiectul Energie Vântul Alternativ de Succes. A fost realizat proiectul dintr-un butoi de 200 de litri pentru motorină, care a fost împărțit în 5 părți egale și am deschis aceste 5 părți, aceste palete la 35 de grade. Am decis să fac acest proiect pentru că tatăl meu are proprietate în Iaz, iar problema era iluminarea vagonetei de la Iaz. Am realizat acest proiect anume pe energia vântului, deoarece amplasarea Iazului ne dă o bună alternativă pentru a folosi. Sunt foarte bucuros, dar nu mă voi opri aici, voi lupta pentru Moldova curată și ecologică. Moldova Eco-Energetic este cel mai mare concurs de premiere a inițiativelor de succes în sectorul energiei regenerabile și a eficienței energetice. Competiția este la a treia ediție, an în care a adunat peste 200 de proiecte de succes în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice, dintre care 52 au fost desemnate câștigătoare.